Momârlanii din Cătunul de Munte, aflat la intrarea în Petroșani, dinspre Deva, au așteptat ziua votului pentru un trai mai bun. Toți cred că votul lor contează, dar ar vrea mai mult pentru comuna lor. Zeci de oameni îmbrăcați de sărbătoare sau chiar în straie tradiționale au mers la vot la Bănița. Localnicii din satul de munte spun că este musai să pui ștampila azi și cred că fac bine ceea ce fac, deși tare le-a fost greu în iarna care a trecut. Merge să vedem cum să mai trăiești în lumea asta cât are greu. Am dus-o în iarnă bolnavă până ultimul grad. Nu a venit nimeni să ne despizeze. Am și medicul care m-a așteptat în Petroșani cu recuperările. Suntem bătrâni, dar nu mai sperăm spre bine. Tot mai greu o fi. Să votăm. Suntem datori să votăm. Și ce așteptați? Să se întâmple după? Nu, să fie bine. Altceva ce să. Dar mai puteți schimba ceva în țara asta? Veac. De ce nu mai puteți schimba? Păi, dar dumneavoastră mă dați seama de acum 20 de ani ce s-a schimbat. De acum 20 de ani. Deci votul nostru. N-are efect votul? Poftim? N-are efect votul? Efect votul are, că noi aici suntem, dacă avem consiliu și avem aici, avem nevoie de primărie. Avem și trebuie să venim să votăm în primar, că avem nevoie de primărie aici. Cum să spun, că dacă n-ar fi, am lăsat. Nu te zăpezit în iarnă. O, da, Dumnezeu, și nu a fost ca la Buzău. Toată suflarea satului a ieșit de la biserică și a plecat la vot. Apoi s-a oprit la cârciumă ca să discute votul. Cu ce gând v-ați dus astăzi la vot? Cu voie bună. Voie bună? Da. În ce sperați? Sănătate și bucurie. De la primărie? Exact. Și acum sunteți aici, ați venit la una mică? La medicică. Sperăm să fie mai bine. Poate să mai schimbă ceva, dar... Da. Sperăm într-un viitor mai bun. De ce are nevoie Bănița să fie mai bine? Are nevoie de multe lucruri care s-au făcut, se fac și se vor face. Speranțele sunt în favoarea cetățenilor și conducerii de la județ. Și Ionel Burlec, cel care a fost primar în ultimii 4 ani, a venit la vot. Totul se petrece la căminul cultural, perete în perete cu clădirea primăriei și, ca să se răcorească un pic, momârlanii veniți de departe, primarul le-a dat drumul la fântâna arteziană. În primul rând am votat pentru continuitatea proiectelor care le-am derulat în mandatul trecut și sperăm să, ca următorul mandat să fie unul mai bun, să aducă proiecte mai multe pentru cetățenii comunei Bănița. Burlec a și fost reales primar la Bănița, acolo unde oamenii vin la vot în duminica alegerilor, chiar și de departe, pentru că momârlanii își fac conștiincios datoria.